don't make me blast it still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know. Bună dimineața! Numele este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Astăzi o să vă arăt ceva ce mie mi s-a părut foarte interesant, mai exact cum să aflăm suportul unde ar trebui să oprească Bitcoin-ul într-un bear market sau mai exact corecția maximă pe care ar trebui să o aibă sau a avut-o în trecut și a ținut-o. Haideți să ne uităm. Avem așa, Moving Average 666, linia galbenă, Moving Average 1000, linia albastră, Moving Average 1400, linia verde și Moving Average 2000, linia roșie. Dacă ne uităm în trecut, o să observăm că cel mai bun preț de a intra în Bitcoin, de a cumpăra, este atunci când atinge linia verde sau linia roșie. Da? Haideți să vedem. Uitându-ne în istorie, o să observăm, două secunde, suntem pe daily, da, e bine, bun. Haideți să ne uităm pe BLX, că avem istorie mai mare. Și o să observăm așa. De fiecare dată când a ajuns la linia verde, a fost un super preț să intrăm în poziție. De ce? Fiindcă de fiecare dată a ținut suportul. Da? Linia verde. Observați? În 2015, în 2018, în 2020 și e posibil și acum, în 2022, să rupă linia verde și să meargă să testeze linia roșie. În momentul de față, linia roșie este undeva la 17.000. 17.341. Din punctul meu de vedere, sau uitându-ne în istorie, ne dăm seama că ăsta este un super preț sau un super suport. De ce spun lucrul ăsta? Păi dacă l-a ținut de fiecare dată, sunt șanse foarte mari să-l țină și acum. Nimeni nu ne garantează lucrul ăsta, dar noi știm clar că cam aici ar trebui să facă un bounce, da? Bun? Uitându-ne un pic pe BLX, pe două secunde, să dăm drumul la, da? Vă spuneam eu că zona de 20.000 este foarte puternică și ar fi bine să o țină, dar se pare că în momentul de față am avut o corecție și suntem într-o corecție de 7% numai astăzi. Adică mai exact a rupt zona de 20.000. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă este posibil că astăzi sau până la sfârșitul săptămânii acesteia să meargă să testeze zona de 17.000, fiindcă dacă rupem 20.000, clar o să mergem să testăm 17.000 și de aici să facă un bounce și până la sfârșitul săptămânii să ne întoarcem înapoi la suportul de 20.000. Este crucial să țină acest suport. De ce? Dacă o să-l rupă, practic, se întoarce trendul. Adică, din iunie 2011, da? Până în prezent, nu am avut decât trend ascendent. Niciodată n-am coborât sub vârful precedent. Da? Ceea ce înseamnă că sunt șanse foarte mari să țin acest vârf sau suport. Dacă nu-l ține, sincer, o să avem corecții foarte puternice. Adică o să avem o corecție foarte puternică. Nu vreau să... Ba da, o să vă arăt la sfârșit unde ar trebui să coboare minim dacă rupe acest suport. Bun? Ok, acum întorcându-ne înapoi la suportul nostru de 17.300, da? Cam aici ar trebui să oprească, să facă un bounce și să întoarcă înapoi la zona de 20.000. Da? Bun. Chiar discutam aseară pe grupul nostru de Discord și spuneam că suportul de la 20.000 este foarte, foarte important. Ceea ce înseamnă că ar trebui să-l țină. Dar se pare că nu că l-a ținut, ba chiar a mers și l-a și străpuns. Ceea ce dacă astăzi se închide sub el, cu cât o să-l atingă de mai multe ori, cu atât o să-l rupă și o să meargă mult mai jos. Bun. Acum haideți să vă arăt un scenariu foarte bearish, un scenariu care pe mine m-a uimit, da? Dar orice este posibil în cripto sau în piață, da? De ce spun lucrul ăsta? Păi, haideți să ne uităm la Amazon.
Ne uităm pe weekly și o să vedem ceva foarte interesant. Observăm că a avut o creștere parabolică de la 7 cenți până la 5 dolari, a format un tipar M și apoi am avut o corecție. 2 secunde. Undeva la 95%. Nu știu dacă puteți să vă imaginați ce înseamnă pentru Bitcoin o corecție de 95%. O să vă spun eu ce înseamnă. Fix 3000 de dolari. Scuze. Două secunde. 95%. Fix 3000 de dolari. Nu știu dacă vă puteți închipui că poate să meargă până la 3000 de dolari. Adică încercați doar să vă imaginați chestia asta. Orice e posibil. De ce? Atâta timp cât nu ține un suport și merge la următorul și nu-l ține nici pe acela și merge la următorul și nu-l ține nici pe acela, clar o să meargă din ce în ce mai jos. Iar în momentul de față, suportul nostru este undeva la 19.800 pe care l-a rupt. Următorul suport este undeva la 14.000, unde acolo nu știm ce o să facă. Dacă rupe și pe acela, cred că ușor, ușor o să meargă până la 9.000 și apoi ușor, ușor la 3.000. Orice e posibil, credeți-mă. Dacă am înțeles ceva în 5 ani de zile, am înțeles că orice e posibil, așa că fiți pregătiți de orice. Nu vă puteți închipui ce înseamnă sau ce s-ar întâmpla cu restul monedelor dacă Bitcoin s-ar duce la 3000. Ar fi șoc și groază, sincer. De ce? Fiindcă Bitcoin-ul n-a mai prins o criză, a mai prins. N-a mai prins război, n-a mai prins și o pandemie a mai prins, dar trece prin atât de multe lucruri încât totul este incert. Dar nu vă lăsați influențați de nimic. Încercați doar să fiți foarte detașați, să vedeți lucrurile clar, să înțelegeți unde avem suport și rezistență și totodată să înțelegeți că în principiu trebuie să le respecte. Dacă în trecut a respectat, da, zona respectivă, de ce credeți că acum nu o să-l respecte? E posibil să respecte și asta să fie fost doar o simplă corecție și asta e tot. Da? Bun, vedem ce o să fie. Vreau să vă doresc o zi minunată. Nu uitați că doar învățând sau doar educându-vă sau doar analizând zi de zi, doar așa puteți să vedeți lucrurile mai clare. Adică exact cum le văd și eu, chiar dacă piața are corecție, nu e nicio problemă. Noi facem daily trading, încă un lucru foarte important. Atunci când faci daily trading și piața este incertă, nu trebuie să rămâi în poziții. Ai intrat, ți-ai făcut targetul, poate să fie 1%, poate să fie 0,5%, important este să-ți faci un target și să ieși. Niciodată să nu rămâi în poziții. Da? Principiul cam atât, vreau să vă doresc un weekend minunat, baftă și Doamne ajută!